Bună ziua! Vă întreb direct, este cel mai important rezultat din acest play-out, având în vedere și cum s-a obținut? Clar, este cel mai important și am trecut de la agonie la, de la agonie la extaz în 2 minute. E ceva incredibil, fotbalul, adrenalină, e destul de greu să treci peste momentele astea, dar trebuie să fim puternici, suntem tineri și deocamdată sunt tânăr, am vorbit cu mai mulți prieteni și am zis că mai stau 5 ani în antrenorat, după care mă las dacă mai am așa emoții și așa momente grele. Am spus tot timpul că atunci când joci în play-out, te joci cu imaginea ta, joci cu viața ta, cu viitorul tău. E destul de greu pentru că poți să retrogradezi. Și, dar în primul rând vreau să felicit pe băieți, vreau să au avut o atitudine bună, au crezut în ei, au crezut în meciul ăsta, au crezut în victorie și cred că e lucrul cel mai important, e munca lor. Muncesc zi de zi foarte bine și devenim din ce în ce mai buni, o echipă mai matură, mai bună. Păcat că trecem de la un moment la celălalt, puteam să evităm lucrul acesta, dar eu cred că astăzi am fost echipa mai bună, chiar dacă am jucat și în 10 oameni de câmp, i-au jucat în 9, cred că am fost echipa mai bună, echipa mai motivată, mai matură și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest gol, care am obținut cele 3 puncte, erau foarte importante pentru noi astăzi. 29 de puncte încă nu e rezolvat, nu. E un pas foarte mare. E un pas mare, da, așa cum a spus, pentru moral, pentru încredere, mai avem 2 meciuri importante, 2 meciuri grele, o deplasare grea la UTA, după care cu Poliaș acasă, 2 meciuri în care trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim la fel de maturi, la fel de determinați, trebuie să câștigăm maxim cât putem din aceste 2 jocuri, pentru că suntem la mâna noastră și asta este important. La golul de 2-1 nu numai jucătorii s-au descătușat, și dumneavoastră, da. Chiar v-ați întors așa furios, nu prea v-am văzut în postura asta, da, prea des. V-ați întors furios spre tribună. Ce mă deranjează că e cineva în tribună care tot înjură, e nemulțumit și e păcat că e de la noi de pe lista noastră și tot e nemulțumit. Ba, dacă s-a schimbat nu știu ce, țipă din tribună și vă dați seama că te deranjează lucrul acesta. Adică și la bine și la rău trebuie să fim împreună. Când e bine, felicitări, teja, când e rău, ai bă, ce faci? Sau... Adică e normal să fim împreună. După care tragem linie, vedem despre ce este vorba, da? Eu mă deranjează că este de pe lista noastră. Știți? Nu se joacă cu suporteri, nu se joacă așa, suporterii au voie să spună ce vrea. Dar asta e, trecem peste. Mulțumesc frumos! Mersi mult! Mersi.